Bună, bună tuturor! Eu sunt Jelena și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să fac un video așa mai simpatic și anume și mai instructiv, așa, mai să învățăm ceva. 5 regule pentru băieți să fie bine cu prietena, să meargă o relație. Prima regulă este atunci când ea se prezintă la întâlnire cu tine și tu nu-i spui nimic. Fata aia s-a pregătit pentru tine 2 ore. S-a aranjat și s-a gătit. Chiar dacă tu o cunoști de ani de zile și ai văzut-o de 100 de ori îmbrăcată așa, te rog din suflet, spune-i că e frumoasă. Așa eviți ca să ai o parteneră în seara aia cu botul pus, nesuferită, care îți răspunde rău și tu nu-ți dai seama de ce, dar ea știe în sufletelul ei că s-a chinuit mult să se îmbrace pentru tine, să se gătească. Ai înțeles? Nu uita să-i spui că e frumoasă. A doua regulă este când o duci la restaurant sau la pizza sau unde ieși cu ea, nu mai face fustangiu cu o spătăriță. Eu nu știu, e o regulă asta, de câte ori mergi la restaurant cu iubitul, el să ia de o spătăriță. Eu am și tata care are o poză cu o spătăriță care o îmbrățișa așa. Cred că este ceva în ADN-ul băieților să se ia de o spătăriță. Pe noi chestia asta ne enervează din cale afară. Vă rog din suflet, nu mai vă luați de o spătăriță. Duceți-vă singur cu prieteni și luați-vă de toate ospătărițele care vreți. Când sunteți cu noi fetele, lăsați-le în pace. Mai bine așa, fiți complici cu noi. În loc să vă luați de ospătăriță că e frumoasă, mai bine bârfiți cu prietena voastră că fetele sunt așa, în fire bârfitoare și le place cine bârfește cu ea. Deci nu uitați să fiți băieți serioși. A treia regulă este, noi fetele spunem foarte des nu, nu-mi place, nu vreau, dar chestia asta o spunem nu pentru că într-adevăr nu ne place sau nu vrem, e că nu vrem să vă punem în condiția de a cheltui bănuți. Nu vrem să vă chinuiți prea mult pentru noi, dar noi iubim foarte mult florile. Când vedem prietenele noastre că primesc flori de la prietenii lor, ăia mai romantici, așa, pe noi avem așa o invidie că nu vă puteți da seama. Deci, cheltuiți 2 bănuți pentru o floare, cel puțin o dată la 2 luni, așa, mai rar. Nu vă gândiți că nu ne place. Pentru că ne place tare mult nou. Și nu e numai floarea, e gestul care ne place. A patra regulă este momentul ăla când prietena ta îți trimite un mesaj din ăla de kilometri. Că fata aia a avut să spuie ceva, să-ți povestească ceva și trebuie să scrie mult, oful ei sau poate vrea să-ți explice ție ceva. Tu nu mai răspunde cu mesajul bine sau ok. În momentul ăla, fetei îi se urcă părul în cap, începe să plângă, îi vine ciclu, că ai scos-o de însărite. Cheltuie 10 cuvințele, nu șer mai mult. Scrie 10 cuvinte ca să-i răspunzi lui amărâta aia care a scris ore mesajul ăla, că ea vrea ceva mai mult de la tine, nu mai un bine sau un ok. Te rog frumos. Ține minte chestia asta. A cincea regulă și ultima, nu uita de aniversare. Noi fetele avem chestia asta cu aniversare, zi de naștere, nu ne place, ne plac sărbători, ne place să fim fericite, să fim în centru atenției. Scrieți, puneți bilețele pe PlayStation, pe telefon, pe agenda, pe jocuri, unde vrei tu, scrie, du-te acum, da, ridică-te de acolo, ridică-te, ia niște bilețele și începe și pune-le pe toată casa cu data de aniversare a voastră. Noi nu avem nevoie să fim duse la restaurante în fiecare seară, să fim umplute de cadouri, dar mici gesturi face dintr-o femeie o femeie fericită și mai ales un bărbat fericit.
acesta a fost video. Lăsați în comentarii alte reguli ca să le spunem băieților. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să dați un deget în sus și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao! Okay.